Tânărul, acuzat că a prădat o avocată din Târgu Jiu, a dat astăzi primele semne că nu suportă arestul. Bărbatul a contestat măsura dispusă de judecător și a cerut să fie pus în libertate pentru a petrece acasă revelionul. Instanța a luat deja hotărârea definitivă. Acesta este suspectat că a intrat în apartamentul avocatei și i-a furat caseta plină cu bijuterii. Tânărul de 25 de ani din orașul Rovinare a cerut să fie pus în libertate după ce polițiștii au constatat că pe 18 decembrie ar fi intrat pe fereastra unui apartament situat la parterul unui bloc din Târgu Jiu și ar fi furat caseta în care o avocat avea bijuterii în valoare de 10.000 de lei. Suspectul a contestat imediat măsura de arestare preventivă. Respinge ca nefondată contestația, obligă contestatorul la 170 de lei cheltuieli judiciare statului. Definitivă, au decis astăzi judecătorii. Bărbatul va rămâne în arest până pe 21 ianuarie. Anchetatorii au descoperit și că și-a ales victima după ce a studiat atent calitatea termopanelor, ajungând la concluzia că proprietarul este înstărit. Ghinionul său a fost însă că a dus aurul la amanet. Din cercetări a ieșit faptul că la data de 18 decembrie anul curent, cel în cauză, ar fi pătruns în apartamentul unei femei de 44 de ani din municipiul Târgu Jiu, de unde ar fi sustras o casetă cu bijuterii. Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei și a fost recuperat în totalitate. Tânărul de 25 de ani nu se află pentru prima dată în arest. În 2009 a fost încătușat pentru 6 spargeri pe care le-ar fi dat pe raza orașului Rovinari într-o singură lună. Mai întâi a intrat într-o librărie, iar apoi s-a oprit în apartamentul unei rovinărence care era plecată la muncă în Italia.